Capitolul 3. Predica lui Ioan Botezătorul. Mărturia lui despre Hristos. Botezul și spița neamului lui Isus. În al 15-lea an al domniei cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galilei, Filip, fratele său, tetrarh al Itureii și al ținutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Ana și Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia prorocul: este glasul celui ce strigă în pustie: gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Orice vale se va umple și orice munte și orice deal se va pleca. Căile cele strâmbe se vor face drepte și cele colțuroase drumuri netede. Și toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Deci zicea Ioan mulțimilor care veneau să se boteze de el: pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie? Faceți dar roade vrednice de pocăință. Și nu începeți a zice în voi înșivă: avem tată pe Avraam? Căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fiii lui Avraam. Acum securea stă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Și mulțimile îl întrebau, zicând: ce să facem deci? Răspunzând, Ioan le zicea: cel ce are două haine să dea celui ce nu are, și cel ce are bucate să facă asemenea. Și au venit și vameșii să se boteze și i-au spus: învățătorule, noi ce să facem? El le-a răspuns: nu faceți nimic mai mult peste ce vă este rânduit. Și îl întrebau și ostașii, zicând: dar noi ce să facem? Și le-a zis: să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept, și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Iar poporul fiind în așteptare și întrebându-se toți despre Ioan în cugetele lor: nu cumva el este Hristosul? Și a răspuns Ioan tuturor zicând: eu vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, a cărui lopată este în mâna lui ca să curețe aria și să adune grâul în jitnița sa, iar pleava o va arde cu foc nestins. Încă și alte multe îndemnând, propovăduia poporului vestea cea bună. Iar Irod, tetrarhul, mustrat fiind de el pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, și pentru toate relele pe care le-a făcut Irod, a adăugat la toate și aceasta, încât a închis pe Ioan în temniță. Și după ce s-a botezat tot poporul, botezându-se și Iisus și rugându-se, s-a deschis cerul și s-a coborât Duhul Sfânt peste el în chip trupesc, ca un porumbel, și s-a făcut glas din cer: tu ești fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. Și Iisus însuși era ca de 30 de ani când a început să propovăduiască, fiind precum se socotea fiul lui Iosif, care era fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Anai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Iosua, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Oseh, fiul lui Ioda, fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Meli, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Lorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, fiul lui Esei, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Sala, fiul lui Naason, fiul lui Aminadav, fiul lui Admin,
fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Serug, fiul lui Ragav, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Salaf, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sim, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Yared, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainam, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.